Salutare și bun venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. În episodul de azi vom încerca să câștigăm acest turneu, acest challenge, care are ca ultim reward acest emote cu Golden King-ul. Și vedeți că am reușit să facem 4 victorii din 6, dar din păcate avem și 2 înfrângeri și asta înseamnă că nu mai avem voie să pierdem niciodată, pentru că altfel vom fi eliminați din turnament. Haideți să-i dăm drumul cu primul match. Și da, vedeți că avem un deck foarte asemănător cu deck-ul nostru clasic, cu Valkyra Mini P.E.K.K.A, Tesla, Rachetă, Eros, Freeze și cu Minion în loc de Arcașe. Și trebuie să fim foarte atenți. Nu avem voie să pierdem nici măcar un match. Am dat aici un Freeze să nu ajung acel golem pe turn. Și rezistăm destul de bine acestui atac. Să vedem cum ne descurcăm. Scăpăm acolo de Row. Și scăpăm și de Witch. Mai încercăm aici un push. Îi dăm puțin damage și pe turn și trebuie să ne apărăm de... Oh, ce greșeală am făcut acolo, m-am grăbit, dar reușim să scăpăm cu bine de acest atac. Deci trebuie să dau o rachetă pe pod, dar m-am panicat când am văzut acel lumberjack. Bun, punem Tesla în centru. Pus un pic în dreapta. Și încercăm un nou atac din spate cu... Începem cu Mini P.E.K.K.A. Pus acolo golemul. Trimitem un Golden King-ul. Dăm o rachetă pe Witch. Și vom pune și Valkyra aici. Și probabil cu Freeze. Și trebuie să scăpăm cu bine de acest atac. Mai punem aici Mini P.E.K.K.A. Nu lăsăm să ajungă pe turn eroul. Și bineînțeles va trebui să dăm o rachetă pe acel Sparky. Îl scoatem din joc, spunem Tesla în partea stângă, în centru am pus de fapt. Și Valkyra, ar fi trebuit să aștept. Ar fi trebuit să aștept să punem Valkyra pe turn. Dar vom da un Freeze aici. Punem Mini P.E.K.K.A. Scăpăm de Witch. Dar nu și de Lumberjack. Spunem eroul, îl sacrificăm pentru că nu vrem să ne luăm damage pe turn și vom da și abilitatea. Nu ajunge pe turn, lovește doar golemul. Să punem Tesla și Valkyra la pod aici. Perfect, dăm și un freeze. Excelent, scăpăm de Wizard. Scăpăm și de Witch ar trebui, da. Rămâne Mini P.E.K.K.A. și ieșim destul de bine din acest atac. Perfect, scăpăm acolo de... Aproape scăpăm de Sparky. Avem nevoie de un Freeze și... Punem o Valkyra la pod pe Witch. Uităm și Mini P.E.K.K.A. Meciul precedent l-am câștigat la tiebreak. Și e posibil ca și acesta să fie la fel. Ok, reușim să îi scoatem Sparky-ul, dar nu ne apropiem deloc de turn. Să punem aici un... O să dau racheta pe turn.
avem Golden King-ul aici, Golden Knight-ul, și ieșim cu bine din acest, din acest atac. Spunem aici minionii, trimitem și mini P.E.K.K.A. Scăpăm de Log, de Hog, de, de Lumberjack. Trebuie să dăm rachetă și... N-am dat și Freeze-o, nu înțeleg, nu înțeleg de ce, dar oricum, mai sunt 2 secunde și din nou o nouă victorie la, la tiebreak. O victorie cu emoții, dar important e că mergem mai departe și suntem la un singur match de, de acel emote. Ok, luăm 4000 de gold și haide să-i dăm drumul cu ultimul match. Trebuie să avem mare grijă pentru că n-aș vrea să-l ratăm. Să începem cu Valkyra din spate. Punem aici minionii pe, pe Hog. Două hituri, reușește. Trimitem Golden Knight-ul. Dăm deja și abilitatea. Ei, rămânem viață mini P.E.K.K.A-ul. Ne dă un hit și pe, pe mini P.E.K.K.A-ul nostru. Și haide să vedem cum ne apărăm aici. O să dăm un arrows pe, pe trupele lui. Da, și ieșim binișor din, din acest atac. A rămas fără elixir. Spun Valkyra aici. Bun, scăpăm de, de Golden Knight. Pune acolo un, un Wizard. Și o să trimit mini P.E.K.K.A-ul. Ok, și haide să vedem ce reușim în acest atac. Ar trebui să ajungă pe turn mini P.E.K.K.A-ul, nu reajunge din păcate. Doar... doar Golden Knight-ul pe care îi dăm abilitatea și nu reușim mare lucru. Ba din potrivă, chiar facem afaceri proastă pentru că am pierdut destul de mult pe partea stângă din, din turn. Ok, trebuie să avem grijă mare de acum înainte. Totuși trebuie să încerc să mut, să mut joc pe partea dreaptă. Dar nu prea ne, ne ajută nici el. Cred că a pus eroul totuși pe, pe dreapta. Nu reușește Minipeca să-l, să-l scoată și vom da aici neapărat un, un freeze. Spun și Tesla. Dăm abilitatea. Dar nu ajunge pe turn. Pierdem degeaba un, un elixir. Punem o Valkyra. Să vedem, mini P.E.K.K.A. reușim să-l, să-l scoatem. Și avem un atac bunicel pe partea, pe partea stângă. Trimitem și eroul. Să vedem aici dacă reușim să ajungem pe turn. Excelent. Și suntem la diferență de o rachetă sau... Wow, reușim să obținem victoria cu, cu ultimul hit dat chiar de, de acest Golden King sau Golden Knight, cum, cum e el în joc, și reușim să obținem și cel de-al treilea emote din, din acest update cu, cu noul erou și foarte, foarte șmecher chiar. Vedem deja în inventoriuri, în inventorii. E destul de mișto, hai să vedem cu ce-l schimbăm, poate cu ăsta. Pune și noi pe clan la băieți. Bun. Mai departe, vedem că avem aici un, un reward din, din Trophy Road. Am făcut 5900 de trofee și avem 10000 de gold și vom, vom maxa o nouă carte. O carte din, din deck și anume Hog-ul, care mai are nevoie de câteva bucăți pe care le vom folosi
cu aceste wildcard-uri. 229 de bucăți mai aveam nevoie și îl ducem la level maxim și practic avem aproape un deck maxat, mai puțin acest mini P.E.K.K.A. care mai are și el nevoie de câteva sute de cărți și bineînțeles de gold care se strânge din ce în ce mai greu odată cu terminarea Golden Rush-ului și cu aceste challenge-uri care ne-au adus destul de mult gold. Aveam 2000 la fiecare milestone. Bun, urmează un triple elixir. Un triple elixir în care vom găsi token-uri și wildcard-uri și la final 8000 de gold. Bun, până atunci ne bazăm doar pe gold-ul din arena și haideți să dăm drumul și cu un match de 1v1. Să vedem dacă mai reușim să creștem, poate de ce nu să urcăm în următoarea arenă. Bun, începem cu arcașele din spate. Să punem și Tesla aici. Trimitem o Valkyra. Și poate Hogul, nu? Hai să dăm un freeze aici pe turn și pe cele două trupe. Pierdem arcașa. Punem mini P.E.K.K.A-ul și scăpăm binișor de acest atac. Sper să-i scoată Witch-ul. Bun. Chiar dacă rămâne porcul. Ok. O trimitem Hog-ul pe partea dreaptă. Da, ne luăm ceva damage pe stânga. Trebuia să punem Tesla totuși, dar nu aveam un deck în acel moment. Punem Valkyra. Sper să-l ademenească pe... Da, și trag ambele turnuri în el. N-am trupe să trimit. Să aștept totuși să avem elixirul pe full, după care vom pune Tesla. În centru. Ok, a pus Mother Witch acolo. A pus și... Night Prince-ul sau Dark Prince-ul. Ok, bun. Scăpăm de Mother Witch. S-a dus Hog-ul pe turn. Ah, din păcate i-a demenit pe turnul din mijloc. A zis că reușesc ceva arcașele. A pus Goblin Cage-ul acolo, din păcate. Și au mai rămas doar 50 de secunde din acest match. Cât de curând probabil va trimite... Exact. Acel Royal Giant. Sau Electro Giant. Ca să tancheze trupele noastre. Și nu știu dacă reușește mini P.E.K.K.A. Dacă va reuși să ajungă pe turn, probabil că nu. Ok, are doi porci care vin. Nu cred că vom obține victoria în acest match. Da. Prea puțin timp rămas la dispoziție să mai putem reveni. Da, un match destul de bun, chiar dacă am pierdut. Ne-am jucat șansa. Bun. Ok, hai să și donăm. Cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! We'll be right back.